Salutare tuturor! O să facem un unboxing la acest compresor de la Stanley. Asta este compresorul despre care v-am spus că m-am reorientat atunci când vă arătam celălalt compresor de la Steinhaus, cel pe care l-am returnat. Despre acesta este vorba. Este un compresor de la Stanley, are o butelie de 5 litri. Este fără ulei, are o presiune de 10 bari și lucrul care m-a încântat cel mai mult este că este portabil, după cum vedeți acolo pe cutie. E posibil să aibă și o curea de transport pe umăr, nu știu sigur dacă este inclusă în setul ăsta, pentru că am văzut pe diferite magazine că unele au, unele nu au. Deci asta o să vedem când o să deschidă cutia. Îmi place foarte mult că are mânerul acolo. Abia aștept să văd cum arată. Haideți să deschidem pachetul. Că sunt și eu foarte curios. Să vedem. Așa, desfacem întotdeauna pachetele cu grijă, pentru că ați văzut, nu o să știe niciodată când trebuie returnat un produs, pentru că ori nu-ți place, ori nu corespunde și dacă deteriorăm ambalajele, s-ar putea să avem probleme cu băieții de la magazin. Hai să luăm așa, astăzi, două pernuțe de aer. Băgat într-o pungă. Ok. Ușurel să nu se rupă punga. Mai e ceva în cutie. Să vedem ce e asta din cutie de aici. Bănuiesc că e manualul lui. Sau ceva. Da, manualul de instrucțiuni. Făcut în China, normal, normal că e făcut în China. Brățara asta nu mai desfac cu rup. Okay. Să vedem. Găsesc o poziție. E cam greu. Asta nu prea pot să-l țin în mână să vi-l arăt îndeaproape la cameră. Cred că o să apropii eu mai bine trepiedul. Nu am loc să bag trepiedul. O să vi-l arăt tot așa. Deci, butelia de 5 litri. Asta este duza unde se conectează furtunul. Asta este regulatorul de presiune. Se aude așa ca și cum ar fi un click acolo, ca un clichet. Da. Pe urmă, două manometre. Presiune exterioară și interioară. Nu știu în momentul ăsta care dintre ele este pentru exterior și care pentru interior. Aici văd că mai avem un fel de buzunar. Se pot băga fel de duze ca să le avem la îndemână. Butonul pornit-oprit, protejat în cămașa asta de cauciuc. Pe spate arată în felul ăsta. Avem două picioare de cauciuc ca să-l așezăm pe orizontală, niște semne, o etichetă cu ceva date.
Văd că are și cureaua asta de transport despre care vă spuneam. Mă bucur. Să-i desfac cablul ăsta, că nu prea mă lasă. Să vedem așa. Și asta e cureaua de transportat pe umăr. Ce mi se pare curios este faptul că am citit pe un site că el funcționează numai în poziție orizontală, adică așezat în felul ăsta. Și în cazul ăsta nu înțeleg ce rost mai are cureaua de transport. Că dacă vreau să-l transport, îl pot lua de mânerul ăsta de aici de sus. Eu am crezut că ăsta îl țin pe umăr și pot să dau cu el. Și apoi nu văd care e faza, de ce n-ar putea să funcționeze și în poziția asta. Habar n-am cum e gândit. Asta e valva aia de refulare. Nu, pardon. Asta este pentru a elibera condensul din butelie. Să așa arată. Pe aici niște finisaje imperfecte și la ăsta. Uite cum e decalat ăsta față de ăsta. Măcar bine că e pe spate, nu se uită nimeni aici. Știți că eu sunt foarte pretențios la finisaje. Iar la fel, crăpătura asta de aici de la mâner nu-mi place. Partea asta e la fel, aproape chiar un pic mai pronunțată. Da, n-am ce să le fac, așa le-au fabricat. Așa știu ei să le facă. Pe ansamblu e lucrat bine, în ciuda faptului că eu întotdeauna găsesc defecte la orice unealtă pe care o iau. Deci lucra destul de bine. Important este să meargă bine, să pot să-mi fac treaba cu el. Asta este supapa aia de refulare. Asta de aici se trage de inelul ăsta în sus și scoatem presiunea din butelie. Asta, de exemplu, în cazul în care am terminat treaba și vrem să lăsăm butelia goală. În principiu, nu e nici foarte greu, dar nici foarte ușor. E perfect pentru cărat cu mâna. Asta m-a și interesat, să pot să-l mut acolo unde am nevoie. Asta vă spuneam și la compresorul ăla de la Steinhaus, pe care vi l-am arătat. Să fie comod de transportat. Butelia asta e foarte utilă. Acumulez mai multă presiune și pot să lucrez timp mai îndelungat. Pe aici cred că își trage aer. Are o elice acolo, nu se vede foarte bine. V-am spus, sunt în podul mansardei și am o lumină cam proastă în zona asta. Să-i facem și o probă. Vedem cum încarcă și cum suflă. O să caut un prelungitor. Ca și accesorii pentru el, am un furtun din ăsta cauciucat de 10 metri. Folosesc eu pistolul ăsta de suflat în mod curent, cuplă rapidă. Se desface foarte ușor de aici. Furtunul ăla îl folosesc de obicei la ala mare. Pentru ăsta mic am luat unul de ăsta mic,
care se arcuiește, tot de 10 metri, de la Air Master. La fel, cuple rapide. Ia să-l și desfac cu ocazia asta. Asta este mai bun pentru că se strânge și ești mai ușor de lucrat cu el. Asta se conectează, ați văzut, foarte ușor. Asta îl folosesc pentru suflat și acum o să conectăm partea asta la compresor. Ați văzut, intră foarte ușor acolo, trebuie doar împins pe același principiu ca și la asta. Mai am pistolul ăsta de vopsit cu rezervorul ăsta care se poate muta în ce poziție am nevoie. L-am strâns un pic cam tare. Deci se desface de aici. Și de exemplu, dacă am nevoie să vopsesc în sus, fixez ăsta așa, în jos îl fixez așa. Deci foarte comod pentru oricare din pozițiile de lucru aș avea nevoie. Un capac. Cum ați mai văzut lucrând cu el. Și îl mai am pe ăsta așa. Atunci când mai vreau să spăl câte ceva cu presiune. O răduză aici reglabilă. Și o reglez în funcție de cât de puternic vreau să fie jetul. Este un pistol bun, nu prea l-am folosit, dar am avut nevoie odată. S-a oprit. Uitasem valva aia pentru condens deschisă și nu știam de ce nu se încarcă.